emisiune electorală de promovare. Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a tuturor candidaților care își doresc să vină în fața dumneavoastră și să-și prezinte proiectele și viziunea pe care o au pentru a dezvolta comunitățile pe care își doresc să le reprezinte pentru următorii 4 ani. Astăzi, alături de mine, în platoul emisiunii Hunedorenii Votează, se află doamna Marta Mate, candidat UDMR pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe alegătorii din județul Hunedoara. Și domnul Zoltan Cristian Borșai, candidat UDMR pentru funcția de consilier local al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați revenit. Bine ați venit pentru prima dată în platoul emisiunii noastre. Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem la mijlocul campaniei electorale, o campanie liniștită în anumite zone ale județului Hunedoara, mai agitată în altele. Cum ați simțit dumneavoastră aceste prime 2 săptămâni, să spunem, din campania electorală? Având în vedere că pentru mine această campanie electorală este în afara programului meu obișnuit, e o campanie într-adevăr liniștită, cel puțin eu așa o sesizez și mi se pare firesc și normal să fie așa, pentru că nu cred că alegătorii au nevoie de un stres suplimentar. Ei trebuie doar convinși de faptul că acest moment este extraordinar de important pentru viața lor și pentru viața noastră a tuturor. Ca atare, în aceste momente este important să știi cum să-i convingi, cum să atragi atenția asupra ideilor cu care vii și idei care pot să contribuie la această bunăstare a județului. Domnule Borșai, aceeași întrebare. Cum simțiți această primă parte a campaniei electorale? Eu consider că a pornit bine, mai greu, având în vedere că se suprapun cumva aceste alegeri, cele locale și cele europarlamentare, dar simt pulsul comunității și cred că putem să pornim, să spunem, cu un gând pozitiv la aceste alegeri. De gânduri pozitive au nevoie și cetățenii acestui județ, dar și de soluții pentru mare parte dintre problemele cu care se confruntă poate unii dintre ei zi de zi. Asta așteaptă oamenii, în special de la politicieni, de la cei care se implică, aleg să se implice în administrațiile locale, administrațiile județene, și greutatea de pe umerii dumneavoastră, dar și a celorlalți contracandidați, să spunem, este una destul de mare din acest punct de vedere, pentru că oferta cu care trebuie să veniți în fața oamenilor trebuie să fie una care să se plieze cumva și pe nevoile oamenilor, indiferent de categoria socială din care provin și de problemele cu care se confruntă. Așadar, aveți ce să le prezentați hunedorenilor. Așa este. În această săptămână, care a fost o săptămână plină cu astfel de evenimente de campanie, am avut onoarea să îl avem alături de noi pe domnul Kelemen Hunor, președintele UDMR-ului, care împreună cu domnul europarlamentar Winkler Iuliu au demarat o acțiune extrem de interesantă și de atractivă, activă, interactivă, care a suscitat interesul, având în vedere că tema era despre Parlamentul European. Practic, viața noastră de zi cu zi, indiferent că suntem la Bruxelles sau suntem la Deva sau suntem la Târsa, îmi place mie să spun, este sub acest auspiciu al deciziilor care se iau la nivel european, pentru că este foarte important ca alegătorii noștri să știe că în calitate de membru al Uniunii Europene, România are și drepturi, dar și obligații. Printre aceste obligații, sigur, este acea taxă pe care o plătim în calitate de contribuabil și în calitate de țară membră, dar ceea ce este important de știut este faptul că intențiile Uniunii Europene de a ne ridica la nivelul țărilor occidentale dezvoltate sunt bune. Tocmai de aceea, la un euro care se investește sau care pleacă din România ca și taxă, noi primim înapoi 3 euro. Deci este clar că
suntem în plus sau suntem pe această valoare pozitivă care se vede prin intermediul acestor proiecte de finanțare europeană pe care, da, le accesăm deja de azi mine 17 ani. Este important ca aceste fonduri să fie atractive și să ajungă în acele locuri în care într-adevăr este nevoie de ele. Cu ocazia funcțiilor mele trecute, am văzut că sunt foarte multe domenii care, în care pot fi accesate astfel de fonduri. Normal că pentru mine mai familiale sunt cele care sunt legate de educație, dar în același timp, în calitate de consilier județean, am constatat cu plăcere și cu bucurie că aceste fonduri care au venit pe diverse ramuri, pe infrastructura rutieră sau pe infrastructura sanitară sau pentru a reabilita anumite monumente istorice din județ, au fost accesate și, într-adevăr, ele sunt cheltuite cu mare eficiență și aduc o valoare adăugată acestor zone ale noastre, ceea ce sigur că va trebui să continuăm. Există, în schimb, și alte proiecte care, dacă sunt realizate puțin cam haotic, ajung să nu se termine exercițiul financiar și atunci câteodată rămânem cu anumite investiții începute și nefinalizate. De multe ori ajungem să ne întâlnim cu oameni și să ne spună oare ce se întâmplă, de exemplu, cu anumite clădiri care au fost începute de 20-25 de ani și nu sunt finalizate și în paralel auzim de intenții de a se investi sau de a începe o investiție nouă de la zero, care ar putea de fapt frumos să se plieze pe ceea ce există momentan în județ. Deci lucrurile acestea trebuie foarte clar clarificate, în sensul că tot ce se accesează trebuie să se acceseze în așa fel încât să nu se dubleze, să evităm aceste duble finanțări sau să evităm acele investiții care la un moment dat constatăm că nu își au niciun rol sau nicio eficiență. Și din punctul acesta de vedere, apropo de investițiile din educație, în urmă cu 20 de ani, când ajungeam la inspectoratul școlar, terminau în fiecare an promoții de câte 6.000 și ceva de absolvenți de clasa a 12-a. În ultima vreme termină 2.000, puțin peste 2.000 de absolvenți ca atare. Infrastructura școlară este deja mult prea multă pentru numărul efectivele de elevi care, din păcate, sunt în descreștere. Tocmai de aceea, aceste investiții în educație deja trebuie să meargă mai mult pe latura educativă, pe latura calitativă și mai ales pe prevenție și pe acele aspecte care în ultima vreme, cel puțin în școli, ne creează destul de multe probleme nouă cadrelor didactice și nu numai, pentru că problemele din școli se extrapolează în viața de zi cu zi și sigur că ne dorim să trăim în liniște și în armonie, dar problemele acestea au o consecință destul de neplăcută dacă nu încercăm să le rezolvăm din timp. Deci, proiecte multe pentru tineret, proiecte multe pentru tineretul care este capabil de performanță. Și avem, din fericire, încă mai avem astfel de tineri care dovedesc faptul că aceste cursuri, acele ore pe care le petrec la școală nu sunt în zadar, ba mai mult decât atât, își petrec mare parte și din timpul liber, îl alocă studiului, lucru care până la urmă ar trebui să fie un exemplu și pentru ceilalți. Pentru că sunt îndrumați de cadre didactice pasionate și eu știu că în acest județ avem cadre didactice deosebite care sunt trup și suflet alături de elevi și care își doresc doar un minim ajutor pentru ca să-și poată continua această activitate pe care o fac cu deosebit de mare altruism. În același timp trebuie să acordăm atenție vârstnicilor, pentru că da, suntem într-un județ în care populația începe să îmbătrânească, o populație care uneori iese mai degrabă la pensie datorită specificului județului nostru și atunci lucrurile acestea trebuie gândite în așa fel încât aceste servicii de ajutor pentru persoanele vârstnice să fie aproape de ei și să fie eficiente astfel încât demnitatea umană să fie respectată în orice condiții.
Deci foarte multe proiecte sociale în primul și în primul rând și bineînțeles că rămân în continuare proiectele acestea care se referă la infrastructura rutieră, pentru că, așa cum spuneam și data trecută, noi ne bucurăm că traficul în județul Hunedoara este un trafic bun și mare și asta înseamnă că există interes pentru aceste utilizări din ce în ce mai frecvente în toate domeniile și în domeniul economic, bineînțeles. Sunt proiecte, parte dintre proiectele pe care le-ați enumerat mai devreme, pot fi aplicate inclusiv la nivelul municipiului de Vaș. Acum îmi îndrept atenția către dumneavoastră. De ce vă doriți să deveniți consilier local? Care ar fi, poate, prioritățile dumneavoastră dacă deveni, vă vor acorda în data de 9 iunie votul de încredere? Ce doriți să faceți pentru Deva? În primul rând, aș dori o continuitate, o dezvoltare a orașului spre ceea ce cred că toți cetățenii de vei doresc, nu doar comunitatea maghiară, aceea de a avea o bază modernă în tot ce putem să absorbim din fondurile europene. Cred cu tărie că echipa de consilieri care va fi votată undeva vor fi deschiși și să continue absorbția fondurilor europene. Pentru mine, consider că acești bani europeni care vin pot să ne ajute la dezvoltare, fiindcă alte surse de finanțare le văd cam greu de accesat în afară de aceste fonduri. Comunitatea maghiară, ca și cetățenii de vei, se bazează pe aceste proiecte. Sper că orașul nostru va fi ceea ce dorim cu toții, acel centru turistic pe care, din ce am văzut și din mandatul domnului viceprimar Pogăcean Ferdinand, președintele organizației hunedorene a Devei, a încercat și a fost chiar foarte activ în a susține toate proiectele care a ridicat Deva și eu consider că Deva este un oraș frumos. Un oraș în care devenii trebuie să fie mândri că trăiesc aici. Da, sunt proiecte care se pliază, așa cum spuneam puțin mai devreme, și la nivelul întregului județ, dar și pe fiecare localitate în parte. Și spuneați despre turismul din Deva, din județul Hunedoara, și aici există loc de mai bine? Da, pentru că din punct de vedere geografic, și acum ați ajuns pe teritoriul meu de geografă, eu cred că Hunedoara este cel mai frumos județ din țară, pentru că așa de mulți munți și au un relief atât de pitoresc și atât de generos cu care ne-a înzestrat bunul Dumnezeu, nu prea cred că avem. Și din fericire am avut și avem în continuare oameni deosebiți care au făcut ca aceste locuri să fie într-adevăr frumoase și prin calitatea oamenilor care trăiesc aici. Este important ca aceste zone să fie cunoscute, este important să facilităm, practic, accesul mediului privat în dezvoltarea acestor centre turistice, pentru că se pot realiza aceste puncte de informare turistică și, de fapt, ele există în foarte multe comunități. Mai puțin funcționale în unele zone, din păcate. Da, dar eu cred că mediul privat, din acest punct de vedere, este mai interesat ca afacerea să fie prosperă, pentru că, da, din mediul public, oricum știm că suntem plătiți. Deci, ca atare, am mare încredere în investitorii care vin și realizează niște parcuri deosebite care încep să fie din ce în ce mai vizitate. Și sigur că pentru ei trebuie să asigurăm această infrastructură rutieră ca accesul la aceste puncte turistice să fie facil pentru toți cei care vin în această zonă. Tocmai de aceea eu cred că această candidatură a mea la președinția Consiliului Județean ar fi benefică și potrivită, pentru că eu aș putea să răspund cu aceeași monedă sau să am cu aceeași atitudine față de oricare dintre primari, indiferent de culoarea lor politică,
lucru care știm foarte bine că nu se prea întâmplă în prezent. Deci am aceeași atitudine pe care am avut-o și în cazul în care am fost la Inspectoratul Școlar Județean, adică orice director, indiferent de unitatea administrativ teritorială în care s-a aflat, pentru mine a fost același coleg, și-a primit din partea mea același sprijin. Este foarte important să nu avem în administrație partipriuri, pentru că practic asta ne dorim, o dezvoltare echilibrată și eficientă a tuturor zonelor din acest județ, pentru că este poate o caracteristică a oamenilor din acest județ care se încăpățânează încă să mai locuiască aici, să fie statornici în localitățile lor. Și atunci lucrurile acestea trebuie să-l sprijinim și să-l ajutăm. Deci am mare încredere în faptul că oamenii înțeleg lucrul acesta și că această imparțialitate este foarte, foarte importantă în ceea ce privește o administrație publică. Până la urmă se răsfrânge asupra cetățenilor acest lucru, cu care, din păcate, în unele zone suntem cumva familiarizați sau din ce în ce mai familiarizați, doar că lucrurile chiar se pot schimba? Credeți într-o astfel de schimbare? Acum, este firesc că direcția o dă președintele Consiliului Județean. Și în momentul în care există o direcție în acest sens, da, se poate schimba, pentru că nu este firesc ca în țări dezvoltate, cum ar fi mai ales cele scandinave, de exemplu, oamenii să înțeleagă că indiferent ce partid i-a propulsat în această carieră politică, ei trebuie să fie imparțial față de cetățeni, asta trebuie să înțelegem și noi. E foarte important să iubim la fel de mult pe cei care ne-au votat ca și pe cei care nu ne-au votat, pentru că în fond și la urma urmei, pe baza acestor voturi, noi ne desfășurăm o activitate care are impact asupra vieților lor. Faptul că ne-am asumat lucrul acesta, și aici aș mai dori să punctez un aspect important, e foarte important și momentul acela de asumare. Sunt foarte mulți oameni buni, capabili, nu numai în Deva și în județul Hunedoara, care, din păcate, nu își asumă aceste funcții publice din motive pe care ei foarte bine le știu de ce. Nu este firesc. Deci dacă ții la aceste plaiuri natale, pentru că pentru mine sunt natale, nu poți să stai deoparte sau nu poți să rămâi insensibil la faptul că ai putea. Deci ai această capacitate, ai această experiență pe care ai acumulat-o în mai mulți ani și să nu faci chiar nimic pentru cetățenii tăi. Deci eu cred că este o dovadă de altruism în momentul în care ne asumăm lucrurile acestea. Sigur că e foarte greu să-i faci pe alegător să înțeleagă sau să te creadă. Pentru că de înțeles înțeleg, dar având în vedere experiențele din anii precedenți. Cumva toți politicienii sunt absolut, și ar trebui tratați să schimbăm cumva în mod egal, la fel, toți sunt la fel și lucrurile acestea au fost destul de bine împământenite, din păcate, în ultimii ani și credibilitatea în fața cetățenilor este destul de scăzută. Drept dovadă, în ultimii ani și prezența la vot nu a fost poate una cea dorită de către candidați și de către toți cei care, așa cum spunea și dumneavoastră, ar trebui să se implice mai mult. Ce le-ați spune celor care în data de 9 iunie sunt cumva obligați, au această obligație morală, cel puțin, de a fi prezenți la vot? Și aici mă refer și la tineri și la cei care poate nu au o experiență atât de multă și în politică și în administrație pentru a înțelege exact cum stau lucrurile și pe cine și cum ar trebui să voteze. Ce i-ați sfătui? Dacă privesc un pic lista candidaților UDMR la Consiliul Local, vor vedea că acolo avem tineri, studenți, avem pe listă directori executivi care, din punctul meu de vedere, ar trebui să iasă în față, exact ce spunea și înainte doamna doctor Mate Marta, ei să fie motorul, să ne putem baza ei, să avem încredere că acești oameni se pricep la ceea ce fac și ceea ce fac o fac transparent și pentru comunitate. Aici am mare încredere în comunitatea maghiară, care, dacă au fost la vot,
ca și în anii trecuți, toată lumea spunea, voi aveți un bazin electoral cu mințel. Nu este cu mințel, este acel bazin electoral care își cere într-adevăr să dai tot ce ai mai bun din tine. Și noi trebuie să facem performanță chiar cu acele plusuri sau minusuri pe care le avem, adică partea aia de scăderea natalității până la urmă. Aici ne lovim și de partea cealaltă în care cetățenii noștri îmbătrânesc, dispare o parte din electorat, cu părere de rău, dar dacă ne păstrăm comunitățile și încercăm să venim către ei concret, să spunem cu acele dialoguri în care întotdeauna trebuie să avem, să fim deschiși cu ei, să știm ce le oferim și ceea ce le oferim să le și dăm. Este importantă această relație între administrația locală, aici incluzând și consilier local și așa mai departe, și cetățean. Și în consiliul local, dacă vom avea acel dialog și de sus în jos și de jos în sus, eu zic că se pot face lucruri frumoase. De dialog, probabil că acesta este secretul, nu? Pentru că uneori hunedorenii simt așa cumva că sunt nu neapărat abandonați, poate nu sunt luate în calcul propunerile lor și implicarea cetățenilor, că tot discutăm de implicarea celor oameni care într-adevăr au poate această posibilitate, doar că nu o fac, dar implicarea lor, dacă sunt și ascultați de către administrațiile locale și județene, probabil că ar fi una mult mai intensă, să spunem. Sigur, deci, din punct de vedere al dialogului cu cetățenii, este foarte important să fie un dialog real, un dialog bazat pe încredere. Deci, în sensul în care problemele acestea care se pun, și vorbesc de problemele comunității, pentru că acum, din punct de vedere al acestor administrații publice locale, trebuie să înțelegem că problemele pe care le poate rezolva administrația publică locală este o problemă generală a comunității. Trebuie să aibă încredere că vor găsi oameni care îi ascultă și care în a doua secundă încearcă să găsească soluții pentru aceste aspecte care sunt general valabile pentru comunitate. Este important să existe această încredere, este important să dăm un trend care să poată fi înțeles de către ei și să înțeleagă toată lumea că sunt anumite lucruri care țin de aceste autorități publice locale, dar că unele dintre aspecte sunt legate de anumite legi care, sigur că deja ar trebui schimbate, dar acest aspect este legat de următoarele alegeri. Deci, este bine ca autoritățile publice locale să adune toate aceste probleme și atunci să le cearnă. Deci, care sunt de competența lor și care sunt de competența legiuitorului, respectiv Parlamentului și Senatului, și atunci să găsim acele soluții în comun. Deci, de aceea este bine să existe o reprezentativitate la nivelul Parlamentului, la nivelul autorităților publice locale, ca să se poată coagula, de fapt, o politică de ajutor, astfel încât, cum spunea și colegul meu, să existe o acea comunicare pe verticală pentru a putea să aducem plus valoare și pentru a putea să venim în sprijinul acestor solicitări, atât cu partea legislativă, cât și cu partea executivă. Care este următorul nivel la care ar trebui să ajungă județul Hunedoara în condițiile în care vorbim în ultimii ani și în continuare vorbim despre asfaltări, despre introduceri de rețele de apă, canalizare, subiecte care probabil ar fi trebuit încheiate de foarte mulți ani, dar aceasta este realitatea în care trăim, nu doar în județul Hunedoara, ci la nivel național. Până la urmă avem unele deficiențe din acest punct de vedere, dar dincolo de toate aceste necesități firești până la urmă, care ar fi, de fapt, viziunea pe care o aveți și dumneavoastră până la urmă cu privire la următorul pas pe care ar trebui să-l facă județul Hunedoara? Următorul pas, clar că trebuie să fie despre tehnologizare și trebuie să fie în așa fel privit acest aspect, încât o parte din fondurile care urmează a fi acum
utilizate și accesate din partea Uniunii Europene să meargă pe acest aspect. Acum, apropo de tehnologizare, stau și mă gândesc că în Consiliul Județean avem sistemul acela automat de voturi pe care nu-l utilizăm. Deci, unde suntem încă? Ne tehnologizăm, doar că da, nu și aplicăm. Este, și lucrurile acestea merg așa mână în mână. Adică, ok, venim cu tehnologia, venim cu infrastructura de IT, dar trebuie în același timp să avem și partea de educație. Sunt foarte multe aspecte birocratice care ar putea să fie evitate sau să fie diminuate prin această introducere a tehnologiei. Și acum mă refer doar la acele aspecte pe care le avem zi de zi. Eu, de exemplu, acum m-am confruntat recent cu depunerea declarației pentru că am un PFA și dacă n-ar fi mers pe spațiul public virtual, cred că mi-ar fi fost mult, mult mai greu, dar având în vedere că a mers și pe această parte a aplicației, lucrurile au mers mult mai ușor. Deci, în toate domeniile, inclusiv la acest domeniu, la autorităților publice locale, trebuie introduse aceste programe care să ușureze contactul direct cu cetățeanul. Pe de altă parte, este important să înțelegem că suntem într-o fază a societății care se dezvoltă, vrem, nu vrem, foarte repede și că inteligența artificială o să facă parte din viața noastră destul de mult și destul de repede. Ca atare, toate aceste demersuri care se leagă de activitățile economice trebuie legate puțin de partea aceasta și să invităm, să facilităm accesul acelor investitori care doresc și pot să facă astfel de investiții în infrastructura economică a județului nostru, pentru că avem tineri cu mult potențial care ar putea să răspundă frumos la aceste solicitări și cu siguranță că dacă rezolvăm partea economică, atunci lucrurile o să meargă mult mai ușor și atunci o să ne rămână tinerii aici, pentru că vor avea un scop anume și pot să își vadă această împlinire a menirii lor în acest județ frumos. Da, și atunci cum ne întoarcem cumva și la rolul pe care Parlamentul European îl are în ceea ce privește alocarea de fonduri europene, acolo unde, bineînțeles, sunt și scrise astfel de proiecte, sunt gândite, pentru că mai avem, din păcate, unele exemple de așa nu la acest capitol, deși ar fi avut posibilitatea de a scrie și de a implementa unele proiecte pe fonduri europene, unii nu au încercat să meargă mai departe de acea barieră pe care probabil unii și-o pun fără să-și dea seama ce tren ratează de fapt. Da, sunt oarecum speriați de birocrație pe de-o parte, de acele multe documente care trebuie realizate și pe de altă parte, câteodată se mai întâmplă ca aceste call-uri, aceste apeluri să fie în așa fel încât nu se potrivesc pentru toate regiunile și atunci mai bine nu decât să introduci într-un județ care nu are niște nevoi pe domeniul respectiv și atunci aștepți următorul apel care ți se potrivește. Deci lucrurile acestea trebuie făcute efectiv cu mare, mare eficiență și utilitate pentru nevoile din regiunea pe care o vei reprezenta. Și perseverența acolo unde lucrurile, cred unii că sunt scăpate de sub control, cred că își pot găsi cumva drumul. Suntem la final de emisiune și o să vă rog să le transmiteți un mesaj hunedorenilor, acelora care ne urmăresc și care, repet, în data de 9 iunie, ar trebui să fie prezenți la vot. Vă rog. Cred că aș dori să reamintesc tuturor celor care acum ne urmăresc, indiferent de situație, ar trebui să se prezinte la vot, să-și exprime votul, să fie sigur că nu ne votează pe noi, ci acest vot este al lor și pentru ei. Vă mulțumesc, doamna Marta Matele. Da, eu aș ruga acești alegători din județul Hunedoara să fie atenți la
acele promisiuni care se fac în aceste momente, pentru că este important, practic, caracterul, profesionalismul și încrederea pe care ți-o oferă omul pe care urmează să-l votezi. Fie ca 9 mai, fiecare alegător să fie suficient de înțelept să poată să facă această alegere. Eu m-aș bucura dacă alegerea aș fi eu, respectiv UDMR-ul, și mă bucur că mi-am asumat acest rol pentru ei în ideea că voi putea să demonstrez în următorii 4 ani de ce sunt în stare. Mulțumesc că sunem SIPEN! Vă mulțumesc și eu pentru prezența în emisiune și vă doresc mult succes să aveți! Mulțumim! Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!